Mihai Albu, interviu în exclusivitate pentru România TV după ce a fost diagnosticat cu cancer. Celebrul designer a povestit chinurile prin care a trecut, dar și cum a descoperit boala din întâmplare la un control de rutină. Boala cruntă a celebrului designer a fost descoperită în luna februarie, când a mers la un control anual. Mihai Albu s-a speriat foarte tare și a început investigațiile amănunțite. Făcusem niște analize, analizele periodice, și o analiză a ieșit deformată, a ieșit cu o valoare mare. Medicii s-au arătat îngrijorați și mi-au impus cumva să fac anumite investigații imagistice, tot felul de analize. Am făcut o operație, o puncție, s-a luat biopsie de acolo, care a arătat un cancer sigur, cu o valoare medie. Și a trebuit să fac o programare pentru o operație de rezecție a prostatei și a glandelor adiacente. Vestea a venit ca un trăsnet pentru Mihai Albu, care cu doar câteva zile înainte aflase că fratele său a murit, la scurt timp după ce mama lor a încetat din viață. În 8 luni și ceva a murit mama, după aia fratele meu, eu depistat, am avut o perioadă, da, nefericită și da, cu mari greutăți și cu tristețe multă. Bine, cum am trecut? Greu. Prin toate și s-au resimțit toate, care mai de care. Asta cu boala, greu a fost să conștientizezi faptul că o ai și că trebuie să faci ceva, că nu poți lăsa să, nu știu, să prolifereze și să invadeze tot. Am o oarecare speranță acum, pentru că organul respectiv a ieșit cu un cancer mai agresiv decât s-a crezut, dar ganglionii alăturați au ieșit cu invadare zero. Asta e un lucru foarte bun. Mihai Albu spune că are persoanele importante alături și cel mai mare ajutor îl primește din partea iubitei sale, care este medic chirurg. Designerul a ales un spital privat pentru a face operația. Am ales varianta privat pentru că o am pe iubita mea care lucrează acolo și m-a sprijinit mai mult, m-a putut urmări, am avut, hai să zicem, mai mare încredere. A fost un efort, sigur că da, mare, dar pe partea cealaltă am avut eu față de mine siguranța prezenței iubitei mele, care m-a susținut și nu numai că susținere, sigur, am avut-o necondiționat, dar ea fiind de specialitate, este tot medic chirurg, dar de altă specialitate, de chirurgie cardiacă. Știe foarte multe, a ținut legătura cu medicii. Designerul a suferit intervenția chirurgicală în urmă cu 2 săptămâni, iar în 2 zile urmează să facă o analiză importantă pentru a vedea dacă începe sau nu chimioterapia.